Dacă ar fi să vorbesc despre modul de administrare a finanțelor în familie și chiar personal, mi-ar trebui câteva cursuri bune, probabil câteva luni. Dar nu avem acest timp. Așa că eu am venit citind și din experiență cu câteva principii foarte simple, minime. Primul principiu este acesta. Dumnezeu este stăpân peste toate, iar noi suntem administratori. A ceea ce Dumnezeu ne dă. Asta înseamnă că tot ceea ce am și tot ceea ce voi avea, de fapt, nu este al meu ce aparține lui Dumnezeu și mie mi s-a dat în administrare. Dumnezeu este stăpânul și pentru Dumnezeu vor trebui folosite. Apoi, ceva mult mai practic este niciodată nu consuma mai mult decât câștigi. Un alt lucru foarte important este acesta. Din ceea ce câștigi, nu numai să nu consumi mai mult decât ai, o parte economisește. Pentru că întotdeauna trebuie să lăsăm loc pentru neprevăzut. Poate unul din familie se îmbolnăvește, poate unul dintre noi își pierde serviciul. Biblia ne îndeamnă să fim înțelepți în lucrurile acestea. Și din ceea ce economisești, o mică parte investește. Pentru că o investiție mică acum îți poate aduce un câștig mare mult mai târziu dacă o faci în mod sistematic, cu prudență și chiar dacă uneori mai pierzi, nu pierzi totul. Și cel mai important lucru, să-i dai lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu și să ajuți și pe alții. Și eu am numit acest principiu 80-10-10. Din ceea ce câștigi, folosește maxim 80% pentru nevoile tale. Maxim! 10% minim economisește și o parte investește, iar minim 10% dăruiește pentru Dumnezeu și pentru a ajuta și pe alții. Acesta este minimul. Idealul este ca cel 80% să se reducă cât mai mult și se poate reduce, iar celelalte să crească, nu doar 10% economisit. Nu doar 10% dat pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru ajutorarea altora. Și așa cum spune Biblia, nu am văzut pe cineva care să aplice aceste principii, să ducă vreodată lipsă de ceva și să treacă prin crize majore care să-l dărâme și să-l copleșească. Dacă un, o familie respectă acest principiu, cu siguranță nu vor trece prin crize majore. Sunt două sfaturi. Unul este să întocmească bugetul, adică ce și-au propus uh, să pună pe hârtie, și al doilea sfat este să le respecte, adică să fie exigenți cu ei înșiși. Este bine ca bugetul odată făcut să fie verificat o lună sau două, apoi revăzut și reechilibrat, astfel încât să poți să satisfaci cel puțin trei lucruri prioritare. Și mă gândesc aici la nevoile de zi cu zi ale tale și ale familiei, mă gândesc la economisire și la dărnicie. Alpha, Omega.